Noi am apelat la înțelegerea pacienților pentru a reprograma consultațiile programate din aceste zile până apucăm să semnăm contractul cu casa. Noi suntem la serviciu, asigurăm asistența medicală, dar nu eliberăm acte în contract cu casa. Pacienții nu vor suferi absolut deloc, ei vor trebui doar să manifeste această înțelegere până în ziua de marți, când noi reușim să semnăm acest contract, vom putea să le eliberăm actele aferente. Asigurăm asistența medicală și de urgență și pe cazurile acute, consultăm bolnavii. Noi vom elibera rețete în cazul în care este nevoie pentru câteva zile, pe rețetă simplă. Aș vrea să înțelegeți că nu este un refuz de asistență medicală, nici într-un caz, ci este o reprogramare a acestor situații pentru atunci când vom fi într-o situație legală, deci vom semna acest contract adițional. Până la 1 iulie, când va intra în vigoare noul contract cadru, medicii de familie speră să negocieze cu autoritățile sanitare și să obțină o finanțare mai bună pentru medicina primară. Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că la nivelul caselor din teritoriu sunt elaborate actele adiționale de prelungire a actualelor contracte pentru furnizorii de servicii medicale, iar programul de activitate al acestora a fost prelungit în vederea asigurării accesului neîntrerupt al asiguraților la îngrijiri medicale, medicamente și dispozitive medicale.